Basarabia Martiră a fost concepută acolo, în Basarabia noastră, în perioada dezmățului sovietic. Din punctul acesta de vedere, eu, ca tânăr plastician și scriitor, fiindcă destinul meu s-a împleticit mereu între cele două muze, sau cele două muze m-au vizitat mereu, atât poezia cât și pictura. Ele vin, în genere, aceste subiecte folclorice, vin dintr-o copilărie zbuciumată a mea, o copilărie petrecută în nordul Bucovinii, de asemenea teritoriul românesc ocupat. Și înzestrarea casei părintești, casă din care au fost deportați bunicii, viitoarea mea mamă, casă care la întoarcerea mamei din Siberia în 1946 era pustie, fără geamuri, fără uși, și măicuța mea și-a pus în gând să înzestreze această casă. Iată că firele de țesătură pe care le vopseam în curte, războiul de țesut din casă, primele soleșoare, covorașe, care erau înseilate, care erau acolo, printre razele de curcubeu, printre culorile curcubeului pe care le descopeream din pragul casei părintești, eu, încă până la plecarea la școală, am fost pedepsit chiar în felul acesta, pedepsit în mod frumos al cuvântului, a expresiei, să îngemenez culorile, să caut esențele lor și apoi, cu timpul, să le dau o altă valoare, adică să le compun, să le adun într-un tablou. Basarabia Martiră, în felul acesta, devine ca o chintesență a trăirilor mele, un copil din părinți, din bunici deportați, o bucurie a ființării, a vieții, a descoperirii Basarabiei, chiar fiindcă pentru prima dată am ajuns în Basarabia abia în 1965, venind din Sankt Petersburg, unde mi-am încercat puterele la Academia de Arte Plastice și unde nu am reușit, și poate e bine că nu am reușit, fiindcă aveam să devin un pictor strict realist-socialist. Și iată aceste pânze folclorice cu care am și început într-un fel ciclul tezaur folcloric din Bucovina și Basarabia, ele exprimă într-un fel și revolta copilului care n-a reușit acolo în Bucovina să îmblânzească curcubeul. Această denumire va deveni peste un timp chiar titlul de roman, Îmblânzirea curcubeului, și atunci și-a exprimat toate energiile, totul ce se adunase în ochi, în suflet, în celule, în pânzele de inspirație folclorică. Desigur, compozițiile s-ar părea la prima vedere destul de complicate, chiar într-un mod special am complicat elementele compoziționale, pentru că era sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 la Chișinău, și o expresie în pictură, în literatură, neobișnuită sau alta decât cea oficială, aproape că era un act de eroism pe de o parte, din partea autorilor, iar pentru autorități era un act care, un act artistic, repet, care trebuia condamnat și a și fost condamnat în multe cazuri. Basarabia Martiră, în felul acesta, parcă mi-a sugerat sau mi-a oferit posibilitatea să debutez din plin, chiar în decembrie 1969, a fost anunțat la Chișinău anunțat o expoziție concurs Luceafur poeziei noastre. Așa au reușit totuși Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiștilor Plastici să intituleze acea expoziție concurs, la care eu am participat mai întâi cu două portrete, Mihai Eminescu și Veronica Micle, prin care s-a și petrecut acel debut al meu plastic, fiindcă la 15 ianuarie 1970 mi s-a acordat premiul întâi pentru pictură, premiul Republican,
acolo la Chișinău și iată că, deși lucram la aceste pânze folclorice, eu am debutat oficial totuși cu două portrete și anume cu portretul Mihai Eminescu și Veronica Micle. A fost un an fericit, un an greu pentru mine, fiindcă încheiam primii 5 ani de ședere în Basarabia, în care mi-am făcut și studiile la Facultatea de Litere, dar și a fost, a fost perioada cea mai grea și mai complicată pentru mine, în care am, deci am născut aceste pânze folclorice. Explicația ar fi următoarea. Probabil că am avut o stare de transă, o stare de inspirație totală, fiindcă pe parcursul unui singur an, 1970, am realizat toate cele 8 pânze folclorice pe care le vom vedea în continuare. Ele exprimă chiar toată zestrea mea folclorică în această viziune. Nici în atunci, nici de atunci nu am mai reușit să pictez în acest mod. O secvență de restriște, o secvență care parcă vine să îmbogățească imaginea din copilărie, o imagine apăsătoare, grea, cumplită. Mi-a fost dat, într-adevăr, să mă nasc în timpul secetei din 46-47, pe lângă gândurile și amintirile triste ale gulagului părinților și bunicilor, am mai dat și această năpastă peste Bucovina și peste Basarabia și parcă din leagăn mi-am asumat într-un fel ca viitor artist aceste emoții și aceste peisaje din fața ochilor nevinovață copilului, a naturii care ne condamna până și natura pe noi. Seceta din 46-47 a fost atât de cumplită încât în sudul Basarabiei s-a murit de foame. La noi în Bucovina clima a fost totuși mai dulce, veneau basarabenii, până și măicuța lui Grigore Vieru venea la Cernăuț cu covoare pe care le mai avea în casă și le schimba la târgul, la piața din Cernăuț, pe un tobultoc, pe un fund de sac de cartofi sau de fasole sau de grăunțe. Iată că această imagine sau aceste secvențe din fragedă copilărie m-au îndemnat să compun această lucrare ca pe o simfonie a pământului ars și în același timp nu am fost îndemnat să prezint un pământ ars, crăpat, despicat în două, în șapte. Eu vedeam totuși plinătatea culorilor, în același timp mi-am imaginat acel joc ritualic al fecioarelor care se adunau din întreg satul, alergau cântând și dansând pe dealuri, pe cele dealuri sfâșiate de secetă și îndemnând, adresându-se spre ceruri să le bucure bunul Dumnezeu, să le stropească măcar cu o ploiță. Desigur că am văzut în copilărie aceste scene, apoi peste câțiva ani, după ce m-am ridicat din leagăn, și inconștient eu le-am asimilat, ca apoi, de-acu pictând această lucrare, întâi gândind-o, apoi realizând ideile, să-mi imaginez mai ales erupția acelui dans, acele țipete de îndurare, acele rugăciuni adresate cerului, bunului Dumnezeu, pentru a îndemna, pentru a invoca, pentru a aduce acea mult așteptată ploaie. Ploaie era unica salvare atunci pentru țăran. Fără ploaie, desigur că nici pâinea, nici cartoful, nici iarba pentru o turmă de oi, pentru câteva oițe din jurul casei, că pe atunci era și perioada cumplită a colectivizării, parcă toate relele veniseră atunci pe capul țăranului român. Și nu numai țăranul român, fiindcă noi ne aflam
ne aflam în regiunea Cernăuți, unde, unde și ucrainene, și rușe, și toți de, din acele spații, din fostul județ Hotin, din fostul județ Rădăuți, din fostul județ Storojeneț, aveau același destin. Peste noi vinise acel tăvălug cumplit sovietic, acea ocupație sovietică care ne lua aerul, oxigenul, ne lua până și iarba din pragul casei, fiindcă țin minte cum în copilărie venisele din colhoz, de la sovietul sătesc, sovietic, și-au tras o brază chiar pe lângă pragul casei noastre, părinții fiind alarmați și întristați și înlăcrimați din cauza că ne-au luat pământul. Ni se lua pământul până și de sub picioare. Și iată că aceste trăiri, aceste clipe dramatice din copilărie, peste puțini ani au devenit imagini ale acestui tablou. Și desigur, eu priveam lucrurile de acum și în plan simbolic. Figura din centru, care este în iureșul dansului, în acest moment de apogeu, s-a înălțat, s-a ridicat de la pământ și parcă este în zbor spre cerul. Cineva s-ar putea întreba, dar totuși în acest tablou domină culorile aprinse, unele foarte stridente. Cum totuși se împacă imaginea unui pământ arșiță, ars de soare, crăpat cu aceste culori? Desigur că eu încercam să deschid spectrul. În ochiul copilului erau fixate încă acele imagini multicolore. Pe acest contrast cromatic am încercat să creez imaginea și să formez apoi, să produc, să nasc o emoție totală în chipul privitorului, admiratorului de artă plastică. Fiind abia la vârsta pe când pictam aceste tablouri, între 20 și 22 de ani, eu aveam de acum stabilită, formată o concepție plastică, fiind și școlit la Facultatea de Litere, unde participam și la seminare speciale de filosofie, de psihologie, inclusiv psihologia artelor, dar în acea perioadă de acum simțeam foarte puternic influența unui maestru care mi-a devenit pe parcursul vieții maestru spiritual, cum l-am și denumit, și anume primul meu maestru spiritual, Pablo Picasso. Era și o formă de revoltă, chiar prin aplicarea asupra creației lui Pablo Picasso. Unele linii de ale mele ar putea aminti de unele compoziții ale celebrului pictor. Și eu nu ascundeam aceste influențe. Eu îmi apăram dreptul meu la personalitatea pe care eu mi-o modelam totuși. Fiindcă am avut profesori în special la pictură ruși. Ei mă orientau spre tradițiile artei plastice rusești, atât clasice cât și contemporane, iar visul meu, sufletul meu de român era în căutare spre unii maestri din Occident. Și iată, în felul acesta aveam sfâșieri de suflet, sfâșieri de imagini, se întâlneau în concepția, în viziunea mea plastică. Și aceste lucrări parcă mi-au fost date ca o încercare prin care să trec, un fel de purgator prin care trebuiam să mă debarasez de toate cele care erau străine sufletului și inimii mele. Și picturile aceste folclorice, într-adevăr, parcă devineau niște paragrafe ale vieții sau niște perioade ale vieții, chiar dacă au fost pictate pe parcursul unui singur an, sau mai mult decât atât, peste alți ani am înțeles că acesta era chiar testamentul meu plastic. Iată cum, de la o imagine din pragul casei părintești, de la un curcubeu pe care l-am zărit de după nori, care a păruse pe neașteptate în ochii unui copil, a devenit o serie întreagă de s-a transformat în câțiva ani într-o serie întreagă de tablouri
acum fixate, bine într-un spațiu concret și încadrate de niște rame care parcă sunt niște pagini de carte până la urmă, fiindcă, repet acest lucru, în acea perioadă lucram și la romanul Îmblânzirea Curcubeului, în care eroul central este chiar un pictor în devenire. Pictorul Manolică, Manole, Manolică, din Îmblânzirea Curcubeului, este într-un fel autoportretul autorului acestor pânze folclorice. Și alte imagini care parcă ar fi etape de pregătire, de devenire a compozițiilor folclorice, sunt chipurile bunicii Lucherea pe care le avem în față. Bunica Lucherea cu acești ochi de culoarea inului înflorit, imaginea avea să apară apoi în poemele poetului Mihai Preteliță, au concentrat toate lacrimile Bucovinei, fiindcă într-o singură noapte, doar într-o singură noapte, din spre 12, spre 13 iunie 1941, din nordul Bucovinei, ocupate în 40, au fost deportați în jur de 12.000 de familii. Iată că printre acele 12.000 de familii și familia Patraș, Gavril Patraș, Lucherea Patraș și fiica lor, Saveta Patraș, aveau să fie de asemenea urcați în vagoane pentru vite și trimiși în stepele pustii ale Kazahstanului sau în taigaua siberiană. Familia noastră a fost vărsată în stepele pustii din Kazahstan. Acolo, din prima iarnă, chiar iarnă cumplită, se ajungea la geruri de 45 până la 50 de grade, fără de casă, fără de hainele necesare. Bătrânii, deși nu erau pe atunci încă bătrâni, dar au intrat în pragul morții, cum s-ar spune, au intrat în agonia morții. Foarte mulți au murit chiar pe drum. Dormit primele săptămâni pe pământul gol, înghețat, până și-au săpat cu o bojdeu, adică pe jumătate în pământ, pe jumătate era clădită din lut cu paie deasupra pământului. Culmea acestor episoade a fost că tinerii, și mai ales tinerile din aceste familii de români, au avut o continuare a acestui destin tragic. Viitoarea mea mamă, Saveta, a fost smulsă și din acel loc cumplit din stepele Kazahstanului și a fost deportată încă mai departe, cu câteva mii de kilometri, de acu singură, cu alte fete, tocmai în orașul Procopievsk, unde în iernile cumplite cărau cu targa cărămizi și materiale pentru construcțiile socialismului. Durerea pentru fiica pe care au pierdut-o, pe care au smuls-o din brațele lor, a fost atât de grea, mai ales pentru bunicul meu, Gavril, încât el în a doua iarnă s-a stins din viață, înghețând în drum, fiindcă trebuia să-și câștige o bucată de pâine. Pâinea aceea era mizerabilă, uneori nu era decât un pumn de grăunțe, alteori nu era decât un braț de paie cu care făceau focul într-o vatră și aceea improvizată. Și el era obligat, bolnav de acu fiind, înghețase de câteva ori printre nămețe în care făcea un drum de aproape 20 de kilometri la niște grajduri de cai pe care îi păzea, deci era paznic de noapte, mai ales de noapte, la acel graj de cai și
Gheața s-a încheiat, bătând drumul, a înghețat în drum, întorcându-se spre casă și n-a mai ajuns la căsuța pe care și-o înghebase. Bunica, sărmana bunică Lucherea, n-a găsit nici, n-a reușit să facă rost nici măcar de 4 scânduri să-i înseileze un sicriu și l-a târât în spate pe un țoleșor și l-a îngropat între sloiurile de gheață, acoperindu-l cu zăpadă și, desigur, până în primăvară n-a rămas nici urmă din bunicul Gabriel. A fost sfâșiat în timpul iernii de haitele de și câini care bântuiau prin întreaga stepă cazacă. Iată doar o secvență a destinului, a unui destin din familia noastră, care parcă s-a fixat în ochii aceștia ai bunice și apoi când ea s-a întors singurică în anul 46, când s-a întors din tren în tren, când nu aveau desigur nici actele necesare, cu atât mai mult bani pentru un bilet la tren, ea nu-și credea ochilor că Bunul Dumnezeu i-a oferit și această șansă de a se întoarce și apoi de a văduvi până prin 1978, aproape 40 de ani de văduvie într-o cumplită singurătate, fiindcă dorul de bunic și mai ales imaginile care le-a petrecut în timpul deportării nu au părăsit-o pentru nicio clipă. Din alt punct de vedere, i-a simțit o pornire lăuntrică prin care eu, primul nepot al ei, viitoarea mea mamă s-a întors mai târziu din Siberia și eu m-am născut în 47, în toamna anului 47, bunicuța Lucherea mi-a deschis ochii, nu numai că m-a legănat, nu numai că m-a crescut în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă părinții lucrau din noapte în noapte pe lanurile colhozului întemeiat. Colhozul se numea, ce cumplită denumire, calea spre comunism. Aceasta era calea spre comunism. Și bunica Lucherea, inconștient, a creat din mine scriitorul, poetul, pictorul. Ea era un sac fără fund cu povești. Ea mă ducea de mânuță pe la toate nunțele, cu mătriile, în mormântările, sau mai ales în mormântările. Eu am observat și am oprit, adică am filtrat, poate, prin ochii mei, prin simțurile mele, toate evenimentele din acest sat românesc Băcrânești în care m-am născut. Și desigur că eram condamnat să mă nasc poet, în primul rând poet. Peste mai mulți ani aveam să scriu, mai ales după moartea bunicii, aveam să scriu un mic poem pe care așa și l-am intitulat: Eu sunt născut în Bucovina. Pentru noi era o condamnare pe viață, chiar faptul de a te fi născut în Bucovina. Eu sunt născut în Bucovina. În clipa-i de luciditate, poetul mort pe jumătate a scris pe un petec de hârtie cu o cerneală de leșie, cu lacrimi ca și rugina: Eu sunt născut în Bucovina. Pedeapsa ție mai grea ca vina de ești născut în Bucovina. Ai fost vândută și răpită, pețită și batjocorită și părăsită, decimată și în Siberie deportată. Tu ești fecioara și regina, iar eu născut în Bucovina. Pedeapsa-i mult mai grea ca vina de ești născut în Bucovina. Un gard de sârmă ne desparte, eu sunt aproape, dar departe, cu glas de moarte ea mă cheamă, de 10 ore stau în vamă. Măicuță dragă, Savetina, tu m-ai născut în Bucovina. Pedeapsa mi-e mai grea ca vina, eu sunt născut în Bucovina. Ochii aceștia, pentru mine, ca pictor,
ochii au devenit aproape o obsesie. Am încercat și încerc prin ochi să redau sufletul celor portretizați, ochii devenind cu adevărat oglinda sufletului. Oglinda sufletului, în special a sufletelor în durere, în tristețe, în neînțelegere, în revoltă încă nedeclanșată și în dragoste, desigur, și în dragoste. Fiindcă ochii, desigur, că m-au ademenit, eram tânăr la Chișinău, fiindcă aceste pânze, aceste tablouri, aceste portrete, încercări de portrete, le gândeam și le pictam la Chișinău, parcă mă urmăreau din spate, parcă mă căutau ei pe mine și nu eu pe ei sau pe ele. Și iată că, la un moment dat, am descoperit o taină, poate chiar o taină, sau am intrat și sub farmecele unor ochi, și anume ochi de rusoaice. Desigur că este cunoscut și din literatură, și din alte domenii ale artelor, că rusoaicele au un suflet deosebit, au un suflet larg și, în genere, poporul rus, care este de asemenea un popor creștin ortodox, nu ne este nouă străin, nu ne este dușman ca atare. Autoritățile sovietice ne-au pedepsit, autoritățile sovietice ne-au adus în gulagul. Iar rusoaicele, ce interesant este și cum se întâmplă în relațiile dintre oameni. Eu aveam în sânge, în celule, injectată ura față de ruși, pe de o parte, dar nu îmi dădeam seama că ura era adresată autorităților, NKVD-ului, care l-au arestat pe tatăl meu, celor care i-au arestat și au dus în surgun pe bunici. Iar rusoaicele era de ajuns să-mi facă cu ochiul, cu acești ochi frumoși, și să mă ademenească, și eu mă descopeream pășind pe urmele ele, căutându-le. Iată că totuși nu am căzut în brațele acestor muze, primele muze de la Chișinău, și am fost lucid mereu, chiar pictându-le. Când mi-a fost dat să mă căsătoresc, prin 74, mi-am ales totuși o româncă, fiica scriitorului, poetului Andrei Lupan din Chișinău. În felul acesta, și conflictele din interiorul sufletului meu parcă ajungeau la un liman, până la urmă, un liman pe care eu îl stăpâneam și nu eram purtat de valurile întâmplărilor care la Chișinău, în perioada mea basarabeană, au fost foarte multe, fiindcă acei ani erau sfârtecați atât de evenimente. Începeau primele procese politice la Chișinău, în care au fost condamnați un Alexandru Șoltoianu, pe care mai târziu o să-l, la ieșire din detenție, o să-l descoper și o să-l cunosc la Moscova. Erau ani când, într-adevăr, în Basarabia abia mocneau toate evenimentele care aveau să declanșeze cu 10 ani mai târziu, prin 88, prin 89. Și desigur că acești ochi, această martă, un nume, numai ce nume, pentru mine ciudat, nici la Cernăuț, nicăieri nu întâlnisem un asemenea nume, și iată că această muză, o muză întâmplătoare, fiecare artist are câteva muze. Unii sunt fericiți că au avut sau au doar o singură muză. Eu am fost cercetat și chiar, eu știu, asediat de mai multe muze, fiindcă aveam să lucrez și în teatru profesionist, teatru muzical dramatic, Alexandru Sergeevici Pușkin, peste puțin timp. Aveam să fiu pictor la stadion, unde mă asediau cel puțin în pauze, între repetiții sau între antrenament,
fete tinere și extraordinare din corpul de gimnaste ale Republicii de pe atunci. Desigur că mă produceam și în filme, în filme artistice. Primul m-a invitat Emil Loteanu, m-a invitat și Vlad Ioviță, regizorul, m-a invitat peste scurt timp și regizorul Iacob Burghiu, aveam și o parteneră de la Kiev, cunoscută, care într-un fel parcă mi-a răscolit sufletul pe aceeași lungime de undă. Și nu întâmplător, în foarte multe lucrări de ale mele, în pictură, dar și în proză și în poem, eu mă adresez și încerc să exprim aceste relații, relații divine între bărbat și femeie, relații, sentimente care atunci când se armonizează, când își descoperă chiar șansele sau talentul sau chiar destinul, fiindcă toți acești ochi, dacă veni vorba, reprezintă într-un fel și destinul meu. Nu am pictat niciun chip pe parcursul vieții mele, nici un personaj nu este inventat. Eu am desprins din viața pe care am trăit-o, din viața pe care o trăiesc, și chipurile, chiar atunci când sunt ridicule, când sunt stilizate, când sunt deformate, o să vedem mai departe în alte lucrări, eu pornesc totuși de la o natură vie pe care, cel puțin, dacă nu o îndrăgesc, cel puțin o cunosc până în tainițele sufletului. În felul acesta se nasc unele lucrări sau se nasc majoritatea lucrărilor. Și eu am clipi rare când mă destăinui și clipile acestea pentru mine sunt și ele ca o povară, dar nu mai rezist. Poverile acestea ale mele au devenit insuportabile și scriindu-mi romanele, scriindu-mi poemele, scriindu-mi piesele de teatru, eu din nou și din nou mă adresez acestor ființe pe care mi-a fost dat să le întâlnesc pe parcursul vieții, pe parcursul anilor, atât în Bucovina cât și în Basarabia și apoi și în Rusia, fiindcă 20 de ani de viață, aproape 20 de ani de trecuți în Rusia, mi-au umplut sufletul și inima, nu numai de imagini, dar de evenimente care trebuiau să devină romani, trebuiau să devină poeme, trebuiau să devină piese de teatru, unele montate, unele încă mai așteptând scândura scenei să se putrebe de povara pașilor personajelor pe care i-am creat. Astfel, viața mea este un caleidoscop de clipuri, de evenimente, de bucurii și necazuri, mai ales necazuri, fiindcă aceste treceri prin diferite hotare, mai apoi aceste treceri, traversări de frontiere, de garduri de sârmă ghimpată dintre români și români, mai ales imaginea gardului de sârmă ghimpată din ochii copilului, cu acel copil care a descoperit mai întâi curcubeul și apoi în zare grăniciere și sârma ghimpată, la noi granița este pe uscat, la Rădăuți, între Rădăuți și Cernăuți, și noi fiind primul sat românesc din fostul județ Rădăuți, sfârtecați de această graniță, aproape că trecea gardul de sârmă ghimpată prin ograda casei noastre, iar alții au avut destinul și mai cumplit. Acareturile au rămas dincolo, casa a rămas dincoace și apoi treptat s-au demolat aproape jumătate din casele satului nostru Bacrinești, împuținându-se și numărul locuitorilor, fiind deportați
satul având în jur de 1400 de suflete, aproape 150 au fost deportați în acea noapte cumplită de 12 spre 13 iunie 1941. Desigur că aici nu voi uita niciodată să amintesc că noaptea deportărilor pentru românii din Bucovina a fost ca urmare a evenimentelor de la 1 aprilie, de la Fântâna Albă, masacrul de la Fântâna Albă, unde au fost, după unele cercetări, inclusiv și mărturii pe care eu le-am fixat, în jur de 3.000 de români au fost uciși în timpul acelei scene de groază care s-a întâmplat chiar în granița de lângă Fântâna Albă, care se află la 3 km, de fapt, de satul meu, Bahrănești. Și 1 aprilie 1941, deci cu câteva săptămâni până la începerea, declanșarea războiului din 22 iunie, iată acolo s-a întâmplat poate cea mai cumplită și nedreaptă urgie a neamului românesc, când în zile de pace, încă mai erau zile de pace, și românii din satele din prejur, cu icoane, cu crucile, cu prapurii, au ieșit, s-au încolonat și prin păduri s-au apropiat de gardul de sârmă ghimpată, declarând că ei vor să treacă liniștiți, cu sufletele împăcate, părăsindu-și chiar casele, vitele, locurile, mormintele, vor să treacă în România. Chiar procesul a fost destul de mediatizat, s-au încercat anumite manevrări. Țăranii români doreau un singur lucru. Abia după un an, niciun an nu trecuse de ocupație sovietică și ei au ajuns la limită. Nu au acceptat nici sufletele lor, nici ochii lor, nu acceptase acea dominație sovietică. Și-au cerut, s-au făcut și cereri în scris, s-au umblat, s-au făcut intervenții la centrele raionale. Și până la urmă, deși nu li s-a permis să treacă în mod pașnic dincoace, ei au fost întâlniți în graniță de rafale de mitralieră și au fost secerați într-un mod bestial. Secerați copii, bătrâni, în special țărani din satele din prejur, din Suceveni, din Cupca, din alte sate, Petriceni, din Carapciu, o salbă întreagă de sate românești care rămăsese dincolo după proiectarea, după acel creion criminal al lui Molotov, care a tras pe harta României și a stabilit o graniță nedreaptă în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Iată cum aceste evenimente, care în cazul dat, evenimentul de la 1 aprilie 1941, s-a petrecut înaintea nașterii mele, dar momentele cumplite, momentele de cumpăn ale neamului meu, atât și a familiei mele, concret a viitoarei familii în care aveam să mă nasc, ele nu m-au ocolit. Ele parcă mi-au fost acele, chiar așa s-a și întâmplat, primele cântece de leagăn, fie cântate de bunica mea Lucherea, fie de măicuța mea Saveta, erau poate în duhul acestor evenimente, în spiritul de taină, fiindcă despre Fântâna Albă aveam să aflu adevărul abia la sfârșitul anilor 80. Era un tabu, era o temă interzisă până și anii de deportare a părinților, a bunicilor, se derulau în unele amintiri aproape în mod alegoric. Eu trebuiam să-mi pun în mișcare toată fantezia de copil și apoi de viitor, de scriitor, de tânăr scriitor, ca să descoper unde părinții îmi povestesc
pe căi ocolite despre acei ani de deportare. Iată cum aceste secvențe din viața trăită deveneau apoi elemente de gândire, de trăire, dar și de exprimare în scris sau în pictură. Fiindcă apoi, când am urmat în satul natal, am făcut doar primii 8 ani de școală, apoi la Cernăuți 3 ani. Și iată de acum, chiar în perioada cernăuțeană, din 62 până în 65, eu am pornit de acum pe calea creației. Chiar în toamna lui 62, ajuns la Cernăuți, locuind la internat, desigur, cu greu copiii românilor ajungeau la acel internat, unicul internat pentru copii români, și eu, căutând urmele lui Eminescu, întrebând din om în om, am ajuns la un milițian și, îndrăznind să-l întreb, el, dându-și seama că eu sunt un copil din cei nedoriți la Cernăuți, din familie de deportați, m-a arestat și m-a adus la secția de poliție. Iată cum nevinovăția unui copil, întrebând la Cernăuți de Eminescu, se încheia cu primul arest în viață, care mi-a provocat o cicatrice în suflet, pe care nici până astăzi încă nu am uitat-o. De exemplu, în acest nou grupaj de lucrări, care sunt fixate în acest colțișor al expoziției mele Zodia Company, am încercat să aduc, prin niște imagini de data aceasta mai abstracte, mai puțin înțelese chiar și pentru autor, fiindcă ele vin puțin mai târziu decât celelalte folclorice și portretele, intitulate sub un titlu, sub un generic, Mama, eu și Cosmosul. Și iată cele de sus, tata Valiuță fugit de sub escortă, întâlnirea și despărțirea, într-un fel simbolic, întâlnirile și despărțirile părinților, și mama Saveta legănându-și lacrimele. Adică ce înseamnă? Nu, anume părinții mei, da. Fiindcă am vorbit mai înainte și am explicat câteva momente, chiar cum s-au reflectat în creația mea chipurile bunicilor deportați, fiindcă ai mei au fost și bunicii deportați și viitorii părinți. Da. Maica mea, viitoarea maică, Saveta, s-a întors din Siberia în 46, eu m-am născut în 47 toamna și eu aveam doar 4 săptămâni. Și tata a fost arestat și pus în coloană și expediat spre minele de cărbuni din Domas. Iată că tata, fiind în acele clipi, știind că mama mea a rămas în prag, plină de sânge, lovită de către milițianul care l-a arestat și de echipa de cavaliști, și tata a găsit o singură ieșire din situație. Știa că se trage, dacă faci un pas în dreapta sau în stânga, și el totuși a evadat în timpul trecere pentru o pădure în Bucovina și a evadat într-un mod misterios, încât eu n-am cunoscut până abia în clipa în care eu am reușit să mă repatriez din Federația Rusă în 94, și când m-am mutat abia la București, tatăl meu, știind că eu de acum m-am stabilit și am devenit român și după buletin și după pașaport și după toate, abia atunci a reușit să-mi povestească misterioasa sa fugă de sub escortă, care rămăsese pe întreg parcursul vieții ca un mare semn, un țipăt ascuns, ghemuit, strivit acolo în celul, în fundul sufletului său. A petrecut apoi o iarnă întreagă ascunzându-se prin păduri și săptămâni întregi a dormit în cimitir între morminte, fiindcă în fiecare noapte era căutat acasă dacă nu s-a întors, și el totuși nu s-a întors, s-a ascuns. Știa că dacă puteau să-l împuște, chiar să-l dea deci împușcată în timpul fugii de sub escortă. Își cunoștea condamnarea și totuși a rămas în viață și astăzi este în viață. Iată, am plinit acum în aprilie 76 de ani. Tata Valiuță, iar maica mea,
81 de ani am plinit în ianuarie. Vedeți cum rădăcinile românești, deci caracterele acestea care noi poate le uităm, le neglijăm, le lăsăm într-o parte, ele devin, dorim noi sau nu dorim, se cer pictate, se cer personaje de piese, de teatru, de drame sau în romanele, în poemele noastre. Uneori sunt întrebat de ce, în primul rând, în cărțile mele și în tablourile mele mă aplec în special asupra chipurilor apropiate, chipurilor dragi, părinți, bunici, frații mei, sora mea, fiindcă eu sunt un om de importanță minoră. Ca personalitate, eu sunt nimeni. Dar evenimentele care s-au încrucișat, inclusiv și prin destinul meu, pe parcursul acelor 55 de ani de viață, chipurile care mi-au fost dat să le cunosc și caracterele, personajele, unele foarte importante, care de asemenea s-au încrucișat pe cărările și drumurile pe care eu le-am străbătut, acestea mă condamnă în sensul frumos al cuvântului, ca să nu le uit și să le zugrăvesc fie pe pânză, fie să le dau suflu viu într-un roman sau într-o piesă de teatru sau chiar într-un dialog. Iată, chiar și dialogul acesta de astăzi, care noi acum îl improvizăm, această vizită a domniilor voastre, este pentru mine acel contact pe care eu îl aștept. Eu zilnic, eu trăiesc într-un mediu în care fără spectatori, fără cititori, fără contacte deschise, eu nu există. Eu nu am aproape viață de familie, eu nu am posibilități de a mă deplasa în interes personal. Toate călătoriile mele prin țară și prin lume sunt doar călătorii de documentare. Adică eu mă documentez prin domniile voastre. Și dacă reușesc să scriu, să tipăresc un roman, iar la București am tipărit chiar 10 volume, dacă reușesc să aduc o expoziție, precum am adus-o aceasta, prima expoziție personală în țară, este o minune, este un mister că eu am reușit de la prima expoziție personală de la Chișinău, care a avut loc în 70, expoziție închisă de către autoritățile sovietice, chiar interzisă de KGB-ul de la Chișinău, în 70. Și iată, în 2003, eu realizez această primă expoziție de acum, retrospectivă, de pictură și grafică de la București. Eu sunt absolut fericit, nici nu-mi pun această întrebare. Este un bilanț pe care poate Dumnezeu m-a îndemnat să-l fac și e potrivit acest bilanț, fiindcă, pe de o parte, noi suntem la 85 de ani de la Marea Unire. Este și luna Basarabie, februarie-martie în acest an. Eu nu numai cred, dar eu lucrez pentru Marea Unire și o văd un proces care pentru noi, din păcate, probabil că va dura chiar 100 de ani. De la 1918, de la proclamarea, votarea și înfăptuirea actului Unirii și până la unirea noastră în trup, în suflet, în teritorie, în totul ce avem noi, toate drepturile conform dreptului internațional, probabil că ne-a fost dat să cuprindem chiar un veac întreg. Și zilnic mă rog bunului Dumnezeu că acest vis al nostru, al tuturor românilor, să se împlinească fie și în anul 2018, dar să se împlinească definitiv și irevocabil. Eu am mari speranțe că și Uniunea Europeană ne va înțelege în aceste dureri, dar și în aceste neîmpliniri ale noastre. Și eu cred că chiar și momentul stabilirii acum, fie chiar convențional, chiar o frontieră NATO, eu o văd pe Nistru, eu nici de cum nu o văd pe Prut. Și eu văd și Cernăuțe, văd și județele noastre istorice, Izmail, Cetatea Albă. Deci eu, fiind un intelectual român, deși am vorbit despre aceasta de acum aproape 20 de ani, m-am aflat în Rusia, am rămas și acolo un intelectual, un scriitor, un pictor, un om de teatru român, un ziarist, și văd acest proces încheiat în ansamblu său.
și îl văd anume în parametri aceștia obiectivi istorici. Cum suntem, cum suntem și cum trebuie să fim. Altfel, noi ne autodesfințăm ca națiune, ca popor și cultură. Iar eu, în primul rând, sunt om de cultură. Rădăcinile astea a românismului sunt foarte puternice. De aici, din România și a teritoriilor care au aparținut și trebuie să aparține acestei țări. Altfel nu ne-ar fi întâlnit nici noi. Dacă noi ne rusificam, ne ucrainizam acolo în teritoriile ocupate, noi nu vineam nici cu cărțile noastre, nici un Grigore Vieru nu vinea, nici un Ion Ungureanu, nici un Mihai Preprese sau alții atâți și atâți care devin tot mai cunoscuți și la București și nu numai în întreaga țară. Asta e zestea noastră. Din păcate, zestea noastră este plină de suferință. Chipurile acestea pictate de la primii spectatori au fost asediat cu întrebări. Domnule scriitor, domnule pictor, dar de ce sunteți atât de trist? De ce aceste imagini, chiar și cele folclorice, mai mult plâng decât sunteți sau decât trăiesc cu adevărat? Și eu, aproape că mi se închidea sufletul, nu eram în stare să dau o explicație. Chiar și acest copilaș, el acum se află, zicem, la New York, este primul nepot al scriitorului Andrei Lupan. Acolo, în Basarabia, născut din familie, din copii, din bunici și străbunici români. Dar ei nu se mai pot realiza. Regimul actual de la Chișinău, acestor tineri, nu le oferă nicio șansă, nici chiar ultima șansă. Poate că ultima șansă pentru ei ar fi să-și sacrifice viața, dar la Chișinău situația acum, mai ales pentru intelectuali, este atât de cumplită, întrucât chiar sacrificându-ți viața acolo, nu rezolvi nimic, fiindcă până la urmă ești condamnat chiar și după moarte, așa cum au murit aproape 1500 de tineri în timpul conflictului din Transnistria. 1500 de tineri s-au jertfit fără niciun scop până la urmă, adică viața lor jertfită acolo nu valorează nimic pentru autoritățile actuale de la Chișinău și pentru cei care încearcă să impună o conducere de la Tiraspol. Deci un regim nerecunoscut de nimeni în lume și acoperit de autoritățile de la Moscova, în afara oricăror legi umane și juridice, care totuși domină această lume, este regizată, dacă putem să ne exprimăm așa cu un termen teatral, de o putere divină până la urmă. Eu nu știu cum mai rezistă acele zeci de sate românești de dincolo de Nistru, care sunt zilnic bombardate cu această propagandă antiromânească, antiumană chiar. Jertfele care au avut loc, partea de jertfă a românilor de dincolo de Nistru în timpul conflictului de la începutul anilor 90, este o pagină încă nescrisă de noi. Eu cunosc în mare măsură evenimente de acolo, m-am preocupat și de cazul grupului Lașcu, l-am salutat printre primii pe bravul, erou, adevărat erou român, Ilie Lașcu, când a ajuns la București, și încă mai avem de lucrat și cu Pana, și cu Penelu, dar mai ales au de lucrat politicienii noștri. Fiindcă deseori se vorbește că nu avem un Titulescu. Titulescu trebuie creat, trebuie gândit, trebuie descoperit printre noi. Avem forțe și diplomatice, avem și forțe intelectuale care gândesc și sunt în stare să gândească în ansamblu, în acest context politic actual. Ne mai rămâne un singur lucru, curajul cu care să ne înarmăm și să ieșim la nivelul internațional. Acum avem această extraordinară deschidere și în planul deci după aderarea României la NATO, dar și în procesul de integrare în Uniunea, acceptarea României în Uniunea Europeană, noi avem tot dreptul să ne apărăm interesele noastre. Fiindcă de ce aderăm? Noi suntem geografic în centrul Europei. Aderăm la Uniunea Europeană și am intrat în NATO pentru că așa este corect, așa s-au aranjat lucrurile,
Așa ne-a sunat ceasul și secolul și mileniul, s-a încheiat mileniul 2 pentru noi și a început mileniul 3 care tot pentru noi. Problemele noastre noi trebuie să le rezolvăm. Uneori artiștii, de ce sunt atât de înflăcărați de aceste idei și de aceste momente? Eu, probabil că în ultima clipă a vieții, nu mă voi potoli și nu mă voi liniști dacă teritoriile noastre încă ocupate nu vor reveni la patria mamă. Dacă intelectualii noștri se vor împotmoli în încăierări verbale și nu vor avea mereu în conștiință și chiar în subconștient că avem o cauză care ne leagă și care ne pune să fim mereu lucizi, să fim mereu, să ne îmbolnăvim chiar din insomnia neamului. Insomnia neamului românesc este destrămarea noastră. Poate că este un păcat mare pe care îl plătim atât de scump. Poate că în sângele nostru a pătruns prea, s-au injectat pe parcursul multor ocupații sau războaie și așa mai departe, sau noi am fost prea blajini, prea buni la suflet și am absorbit și energii străine. Iată că acum a ajuns ca noi din acest spațiu în care ne-am născut și în care ne-am format și în care ne-am născut creștini cu 2 milenii în urmă, aș declara chiar că dacă nu vom fi conștienți de necesitatea unei renașteri, în primul rând spirituale, totale, a neamului nostru, s-ar putea întâmpla ca în contextul, în acest ansamblu, acel curcubeu european, noi nu să redevenim români, dar să dispărim la români, ceea ce ar fi cu totul cumplit pentru neamul nostru. Și iată că după aceste lucrări ajungem și la un curcubeu, de la curcubeu la acest curcubeu, prin imaginea unui curcan, am o serie de lucrări îngemănate, adunate într-o, va fi și o carte cu acest titlu, Curcaneada. Curcaneada este și o parte din spiritul nostru mai puțin plăcut pentru mine, când noi români mai facem și gravată și ne mai prezentăm, sau dintr-o parte suntem priviți ca niște curcani. Nu am nimic cu porecele din domeniul respectiv, care le-am descoperit, nu cunoșteam acest lucru aici în țară. Eu am adus niște curcani care sunt niște păsări pitorești și îi văd doar, iată, în aceste ipostaze, foarte neobișnuite, ele sunt și în continuare. În general, pictat acest ciclu este din 10 curcani, aici lipsește unul, curcanul gelos, l-am lăsat acasă, la mansardă. Câți lipsesc? Unul și sunt 9. Sunt 9 prezentați. Ne dase nume de curcani, un hâtru bun de glume, spune Alexandrii. Iată, deci... Plecat am 9 de vasului și cu sergentul 10, nu? Iată... Iată că sergentul l-am lăsat acasă. La mică narasiune. Și chiar curcanul gelos. Da, și cum... accepțiunea la care făceați aluzia din aur, conotația asta... Așa este. Eu sunt un om de teatru și eu uneori provoc dialogul printr-un subtext sau cu uneltele mele. Eu am pană, cu pană de fapt n-am scris, pană este ca simbol, o pană la ureche. Am scris întâi cu degetul pe geamul aburit acasă până la plecarea la școala sovietică, fiindcă mama mea, Saveta, m-a învățat literele latine. Și eu când am venit în clasa întâia, m-am declarat că eu cunosc alfabetul și am fost pedepsit, eu cunoșteam alfabetul din România, deci latin. Și a început să fiu pedepsit că eu făcusem prima pedeapsă prin faptul că eu pe geam am aburit, învățasem literele și cifrele. Și în felul acesta, iată, acești curcani ai mei, ei sunt niște imagini. Desigur, tot acolo în Basarabia s-au născut, iată aici curcanul trist sau mahmur, sau curcanul singur, mai sus curcanul la paradă și mai sus chiar curcanul răstignit, fiindcă această carte va avea un personaj concret, dar și tragic, care și-a încheiat viața prin șabațiile, vorba de sculptorul Levavel,
care am fost chiar vecin de atelier la Chișinău. El era în firmă, aproape pe răpitoare, și se mișca pe niște mașinării. Și el și-a realizat visurile sale ca sculptor, dar viața nu l-a acuzat și el și-a pus capăt. Și este un și el devine personal cu cărți. Din cât sunt de glumeți și răzvrătiți acești cu cărți, de atât chipul personalului din paginile scrise va fi dramatic și tragic. Iată cum în acest contrast eu mă în acest contrast mă exprim în aceeași carte, viitoare carte la care lucrez, și în calitate de scriitor, și în calitate de pictor. Da. Acești curcani, de asemenea, sunt o etapă din viața mea, din viața din Basarabia. Eram chiar vecini, am vorbit despre aceasta de acum, vecini cu sculptorul Lev Averbu. Și iată cum de la o stâncă în care el cioplea zile și săptămâni întregi, de un bloc de marmură, de la o buturugă de copac, se năștea un chip în sculptură și eu, alături, peste perete, pictam acești curcani. El chiar avea o colevie între atelierele noastre, erau, de fapt, niște dărâmături printre blocurile din Chișinău, în care își creștea, avea o bătrână care îl îngrijea, își creștea curcane și apoi câte unul pe rând îi tăia și sculptorul întotdeauna are nevoie de energie extraordinară pentru a munci. Era foarte puternic și eu chiar îl admiram cum reușește să se impună, tăia, cioplea în blocuri întregi de marmură și eu vineam uneori dimineața, lucra și noaptea, fiindcă el se deplasa greu și rămânea și peste noapte și eu rămâneam acolo că nu aveam alt loc chiar de trai și uneori întreaga curte era plină de așchi, de bucățele, de praf, de marmură și pentru mine devenea ca o, parcă mă întâlneam cu un Michelangelo, cu un, deci în formarea mea artistică, cum contribuiau unele detalii și unele momente cu totul neobișnuite. Era începutul anului 70 la Chișinău, când regimul sovietic, brejnevist, era în deplină desfășurare și înflorire. Iar noi undeva acolo, după blocurile din centru, chiar nu departe de sediul Academiei de Știință, noi munceam într-o totală inspirație, parcă în altă lume, aflându-ne și parcă uitând definitiv că suntem acolo, în Basarabia, ocupată și așa mai departe. Și iată acești curcani, au intrat în viața noastră. Aici sunt ultimele trei imagini. Sus, într-adevăr, curcanul singur, curcanul de apă, deci curcanul a tras șubeții crunte, după care a venit toporul la decapitat și iată moartea curcanului său. Acum ce mi se întâmplă? Eu, prin acest pătrat negru, parcă dialoguez și cu celebrul pictor din Rusia, Malevici, care a rămas în istoria artelor plastice, chiar cu scoate lucrări, dar în special cu pătratul negru, așa este intitulat, care acum s-a găsit o altă variantă și a fost prețuită la $1.000.000. Nu știu dacă acest pătrat negru al meu, curcanul, moartea cu camera, dacă valorează măcar $1, iar pata zice peste 10 ori Malevici. Iată cum se întâmplă în viața artiștilor și cum de la o simplă imagine a unui vulcan, care e însă și el, când se înfoaie în pene și se zburnește la lume, el devine un personaj, nu mai este o pasăre, care întopată este o metaforă, da. Ai superanță, cromatismul. Sunt întrebat uneori de ce îmi plac curcane. Să că îmi plac fiindcă sunt predestinați să fie pictați. Să că nimeni nu i-a pictat. Nu, cred că i-au pictat, pur și simplu, voi nu cunoaștem. Au avut concurență pe unii. Da, au fost și pe unii, au fost și mufnițe. Este drăgostit de curcane. Și într-un fel, eu sunt un bărbat așa mai puțin vesel și imaginea acestea parcă provoacă și mie unele clipe de stindere, așa, și de
de pătrundere a tainițelor sufletului, care până la urmă, undeva acolo, există și momente de glumă, de, de ironie, dacă nu știu mai mult. Și un simbol cu curcanul care provine din America și dorința de apropiere sau de interpătrundere, de nu știu, nu cred că nu. Eu cel puțin nu m-am gândit. Cu cei care se plecați dincolo, pe curcanul de nu. S-a cultivat în America, atunci sunt originari, este originari din India. Da. Dar din America ai venit la noi. Dar, poate din America. Din America, da. Dar, indienii, de la indienii americii. Dar o fi zburat un curcan, primul curcan a zburat peste ocean. Să facă curcan cum și românii. Nu știu, nu știu. Eu doar i-am pictat, interpretarea e a dumneavoastră. Da, și chiar și interpretarea politică, păi tot e a dumneavoastră. Da. Eu sunt nevinovat. Păi, la judecata cea de apoi, eu poate voi veni cu tot, cu curcani. Dacă va fi de Vasile Alexandri, peste chestia cu curcani. Da, și sigur că nu întâmplător am fost școlit și la Cernăuți și acolo încă mai dăinuie. Chiar printre trecătorii de astăzi, eu, cel puțin când am venit primii ani la Cernăuți, am mai vorbit despre aceasta, dar revin, fiindcă e foarte important, ați atins o coardă dragă sufletului meu, în 62, parcă mai simțeam printre pașii trecătorilor, prin centrul Cernăuților, că trece un Eminescu, trece un Alexandri și eu, deci aproape inconștient am pornit pe urmele lor. Și apoi, înțelegând că eu sunt nu numai pedepsit e puțin spus. Toată viața mea, sau o parte din viața mea, e consacrată căutării și descoperirii și descrierii trecerii sau trecerilor acestor titani ai culturii noastre prin Cernăuții, atât din străinața astăzi. Și pentru mine nu există, să zicem, o altă bucurie mai mare decât îmi amintesc în 69, când mi-a apărut la Chișinău, în sfârșit a fost publicată cartea mea Tânguiosul glas de clopot, o evocare documentară a trecerii lui Eminescu prin Cernăuți. Și acest moment a devenit cel puțin ca un roman, deși este strict documentar. Sau am continuat unele mărturii documentare în viziunea mea a unui copil care tot de la bătrâneștii mei și până la ipoteștii lui Eminescu sunt doar câteva dealuri, însă între noi desigur este acea graniță. Și Cernăuții încă mai păstrează și astăzi cel puțin adierele pașilor lui Eminescu și a lui Vasile Alexandri, dacă vine vorba. Insigna, ce reprezintă de insigna aceasta este chiar o mărturie. Așa. Că în octombrie 89 eu am ajuns la Ipotești pentru prima oară și când au în pragul casei familiei Eminovici de la Ipotești, mi s-a înmânat această insignă, unicul însemn pe care eu am permis să-l port la Rivierul Hainei. Nici o medalie, nici o stea de erou muncii socialiste sau de alte însemnătăți sau de alte importanțe. Nu mi-aș spune. Vorbe despre unirea culturii noastre, înainte de cea economică și geografică. Desigur că problema este da, problema este mai complexă. Noi ne-am unit. Din punct de vedere spiritual, cultural, noi ne-am unit. Noi nici nu am fost dezuniți de la 1918. Trebuie să fie integrate una altă. Ne vom, iată, pe parcursul expoziției, o să avem ocazie să mai desfășurăm puțin și această temă, fiindcă, iată, din spate ne urmăresc alte echipuri. Intrăm în spațiu de trecere de la o parte a expoziției spre alta și această legătură am gândit-o prin desfășurarea acestor secvențe grafice pentru a nu pierde integritatea expoziției pe care am gândit-o ca un tot unic. Și acestea, desigur, sunt în special în aceeași perioadă din Basarabia, 69, anul 70, de asemenea aici 78,
77-78 este anul în care am fost izgonit din Basarabia, pedepsit pentru că eram român, pedepsit pentru că eram secretar la teatru, pe atunci când se numea Alexandru Sergeevici Pușkin din Chișinău, actualul Teatru Național Mihai Eminescu, și este anul de cumpănă în care părăseam Basarabia și neavând drept nici în calitate de cetățean, nici chiar în calitate de turist să ajung în România, eu luam drumul Rusiei și aproape 20 de ani am încercat să mă exprim acolo, de acum în Rusia, în special în calitate de scriitor, fiindcă în Rusia nu am pictat niciun tablou. Așa mi-a fost dat.
aici iată că am intrat în spațiul scenic, am intrat în teatrul picturii. Nu întâmplător am fost invitat, de acum eu fiind la Moscova, de conducerea artistică a teatrului de etnografie și folclor, teatrul epic de la Chișinău, Ion Creangă, în fost de cu regizorul Silviu Fusu, și am încercat de acum prin personaje cu actorii basarabeni să gândim și să prezentăm niște spectacole tot de inspirație folclorică. Ce mi s-a întâmplat? Această bătrână, această dochia, la un moment dat a devenit un personaj din spectacolul Îndurarea Norocului. Spectacolul Îndurarea Norocului, montat pe scena Teatrului Ion Creangă din Chișinău, are în desfășurarea scenică doar chipuri de femei. Am gândit și am propus teatrului o frescă alegorică cu personaje reale și în același timp personaje ireale. Actorul Vasile Butnaru, pe care îl salut în această imagine, în această expoziție a mea, a participat și la vernisaj. Este chiar unul dintre actorii de frunte al teatrului Ion Creangă și astăzi pășește pe glob, din țară în țară, cu unele spectacole, de data aceasta monodrame, prezentând secvențe din creația literară și nu numai, clasică și contemporană română. Am norocul să am și eu un spectacol, Mucenicul, după cele câteva spectacole care le-am avut pe scena Teatrului Ion Creangă, și cu acest mucenic, Vasile Butnaru, de acum a cucerit și Ucraina și Rusia, unde a devenit și laureat, dar tot cu mucenicul a ajuns și în Grecia, și în Italia, și în Germania, și în Franța, și în Serbia, și în Bulgaria, și e timpul să ajungă și în America, și probabil că vom ajunge împreună. Iată că în felul acesta, de pe pânzele mele s-a desprins un personaj, eu i-aș zice personaj încă nepictat de Mihai Prepeliță, un meșter Manole. Nu întâmplător, pașii ne-au îndemnat să ne apropiem de compoziția folclorică Pogorirea meșterului Manole, ca un gest al jertfirii de sine după înălțarea curții de Argeș, sau acest edificiu care mai mult e simbolic decât o mănăstire, iar pentru pictorul Mihai Prepeliță era chiar momentul jertfirii de sine, această aruncare, spre încercare de zbor spre pământ cu crucea în mână, după ce a fixat crucea pe vârful bolt a cupolei bisericii, și căderea spre înălțare. Deci jertfirea, partea de jertfă, era menită pentru ca apoi să se înalțe aproape în chip de Hristos, ca o înviere. Și acest actor pentru mine a devenit o minune a Pământului și a Cerului, care întruchipează, poate într-un fel, pe acei meșteri care s-au jertfit, și poate este și un Manole. Un Manole care astăzi, nu numai că vine dintr-o legendă, dar vine și să ne reamintească că noi suntem și, cel puțin noi bucovinieni, dar chiar și basarabeni, într-un anumit mod, suntem niște daci liberi. Fiindcă, și acolo în Rusia, unde m-am aflat, eu mă simțeam, și în calitate de scriitor, și în calitate de pictor, eu mă simțeam un dac liber. Dacă nu aveam în conștiință, în sânge, acest sentiment, e posibil că eu nu aș fi rezistat. M-aș fi alcoolizat, m-aș fi sinucis, aș fi fost desființat ca personalitate și devineam pur și simplu un cetățean de rând a Uniunii Sovietice. Iată că nu mi s-a întâmplat.
Nu mi s-au întâmplat aceste lucruri, bunul Dumnezeu m-a ocrotit și eu, tăcând, am creat aceste chipuri, tăcând și într-o cumplită singurătate mi-am compus uneori pe genunchi scriindu-mi manuscris, romanele, poemele care apoi aveam să le tipăresc, să le editez la București. Și mereu parcă eram trezit din somn de un asemenea chip. Iată cum între real, realul scenic și imaginația unui scriitor se încrucișează chipurile, imaginele, personajele și devin realitate. Când am prezentat în februarie 1995 la București acest spectacol al meu, Mucenicul, premiera absolută a avut loc pe scena Atelier a Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, eu nici nu știam că fratele Vasile Butnaru venise de la Chișinău cu acest spectacol, cu acest proiect, și abia la a doua reprezentație eu am fost descoperit, deși eram la București, eram la revista Glasul Națiunii, chiar dormeam pe masa de scris, că nu aveam niciun locușor, și de acum, de la a doua reprezentație, noi am fost împreună și atunci s-au dat 6 reprezentații în total, după care, tot pe parcursul anului 95, Vasile Butnaru a fost invitat cu acest spectacol la un festival internațional de la Kiev, unde a devenit laureat, și apoi la Moscova, unde de asemenea a devenit laureat, și eu chiar mă mândresc pentru faptul că peste tot acest spectacol, după poemele mele, în special poemele incluse în volumul Necropolul pentru Suflet, a devenit cunoscut și peste tot spectacolul se rostește în limba română. Este chiar un mesaj pe care noi îl ducem, îl îndrăznim să-l ducem și la Vatican, unde s-a prezentat spectacolul, și în localități îndepărtate din Grecia, și în câteva centre culturale din Italia, și în Germania, unde am fost împreună în 1998, din 9 februarie. Chiar am avut o serată, poate cea mai reușită serată de bilanț a activității mele, fiindcă în octombrie împlinisem în 97-50 ani, iar în februarie 98 eram de acum la Bonn, invitația ambasadei României de la Bonn, unde am avut o serată de creație și unde Vasile Butnaru s-a prezentat ca interpret al acestui spectacol și am avut o audiență extraordinară, unde au venit și ruși, ucraineni și nemți care ne-au îngrijit și ne-au aplaudat și mult după miezul nopții ne-am întreținut, apoi au urmat discuții foarte aprinse și foarte plăcute pentru sufletele noastre acolo la ambasada României de la Bonn. Apoi am mai fost și la Nuremberg, am fost și la Augsburg, am fost și la Karlsruhe, de fapt mai mult am stat la Karlsruhe și spectacolele noastre au fost bine primite și la Heidelberg, unde la catedra de limbi romanice am fost primiți și nu numai aplaudați, dar eram întâmpinați aproape ca un mesaj, ca un mesaj neașteptat în spațiul german și pentru noi, desigur, o mai mare bucurie și satisfacție decât aceste clipe nu ne amintim să fie avut pe parcursul întregii vieți. Desigur că actorul Vasile este mult mai tânăr decât mine, el a conștientizat această relație a noastră dintre autor și interpret și parcă și exteriorul său a devenit o imagine de icoană, de statuie, de pelerin, a fost numit actorul pelerin, poate e reușit, poate nu e reușit, nu știu, el s-a deprins cu această denumire și nu de mult pe străzi, în piața Revoluției, piața Repedeții din Timișoara, a apărut în acest chip în toamna
anului trecut și a tulburat trecătorii, apoi rostind din senin monologuri din Decebal de Eminescu, versuri din Tudor Argheze, poeme din Lucian Blaga și în felul acesta mesajul sau mesajele pe care noi le avem se încrucișează și se unesc într-un tot unic, ca apoi să pâlpâie, după cum pâlpâie această lumânare, această sfântă lumânare, este sfințită în biserica precupeții noi și înmânată chiar pentru acest vernisaj care l-am avut la 25 martie, chiar pentru acest monospectacol de către Părintele Paroh Marin Comănescu. Iată că în felul acesta și biserica parcă participă, dar chiar participă în acest spectacol al nostru, participă printr-un gest, un gest creștin, un gest ortodox, chiar prin oferirea acestei lumânări acum înlăcrimate, plângând, parcă plângând și însoțind acești pași și aceste clipe ale noastre în spațiul Muzeului Național de Istorie a României, unde expoziția noastră încă mai rezistă și atrage spectatori, vizitatori, amatori de artă și nu numai. În felul acesta noi vedem continuitatea unui eveniment artistic și rostul lui ca atare. Așa cum am văzut mesajul unor lucrări mai ciudate din creația mea, cum această lucrare care se titulează Muza Sculptorului, eu am gândit-o și am creat-o la perioadă, într-o perioadă, în prima perioadă, când eram foarte influențat de Pablo Picasso, și chiar această imagine este o încercare de dialog. Muza Sculptorului, la început, este o stâncă, este din aceste forme aproape înfiorătoare, uneori îmi venea în vers între imaginea și compuneam în felul următor, în perioada când pictam asemenea chipuri. Se naște în mine urâtul frumos și îmi pare că-i bine și îmi pare hidos. Și imediat treceam la paletă, la penel și încercam. Desigur, este un demn pentru sculptor care are de cioplit aici, are de finisat, are de cizelat această urățenie până va deveni o făptură gingașă, splendidă și imaginea aceea care o vede sculptorul chiar atunci când abia se apropie de un bloc de marmură pe care el trebuie să-l înfrunte cu dalta și ciocanul. Iată, cel puțin eu așa am gândit atunci și nu mă dezic de gândurile mele de atunci, poate chiar rătăcite, poate puțin înșerate, așa, prin schițele și prin paginile de atunci. La fel și partea de sus, nu întâmplător aceste două lucrări sunt alături, exprimă tot o forță, o energie, un aclam, un sisif care poartă acea stâncă, acea pedeapsă prin stânca aceasta pe umerii săi, dar în același timp este și un om, poate un român, care duce în spate întreaga planetă. Deci este o alegorie, această gândire alegorică în lucrările mele de pictură mă ajută ca să exprim ceea ce nu-mi reușește prin cuvânt. Uneori eu însumi nu știu ce voi face mâine, fiindcă
pictura mai cere și un spațiu în care să pictez, mai cere și o pânză pe care să desenez, la care să lucrez apoi, și nu întotdeauna o am și nu întotdeauna mi le pot procura. Iar gândurile respective care mă macină, ele se fixează mai ușor pe un, petec de hârtie și chiar și într-o gară undeva sau într-o haltă, eu le fixez și apoi le pun într-un buzunar, și dacă buzunarul nu este rupt, ele se păstrează, numeresc într-un dosar, și acel dosar apoi vine să pună pe masă o carte. Iată o altă imagine, tot mult grăitoare, mult prea grăitoare, fiindcă în acest cadru, puțin din această perioadă, de până în 70, s-au păstrat, și aici vedeți cât de deschis eu eram îndrăgostit de Țuculescu. Țuculescu care nu mi-era permis să-l văd, să-l simt în țară. Eu pentru prima oară în țară am ajuns abia în octombrie 1989, câteva săptămâni înainte de evenimentul din decembrie 1989. Și totuși Țuculescu mă influența direct și mă îndemna să îngemănez culorile, să adun vopselele, nuanțele, să le pun pe pânză sau pe carton, în cazul dat pe carton, într-o îngemănare, într-o împerechere, precum numai lui a reușit. Și aici repet, desigur că unul dintre maestrii mei cei mai dragi este și Țuculescu, românul Țuculescu, care este o minune în întreaga, încă un mister nedeșifrat din întreaga istorie a artelor plastice române și nu numai, din România. Iată o altă imagine din ciclul meu, Mama eu cu cosmosul. Începutul Pământului, sau Geneza, sau Adam și Eva, sau copilăria mea, eu, Mihăiță și Oltița, Oltița surioara mea, un joc pe un vârf de deal, dealul se numește Dealul Fecioare, acel Dealul Fecioare, care avea să devină aproape un personaj real în romanul meu, Îmbrăzirea Curcul pe Orul. Și acel cornișor de lună care ne ocrotea acea copilărie, acea clipă din începutul vieții noastre. Iar sus, o regină a visurilor, o regină de povești de bunicii Michere, din cântice de leagăn ale Măicuțe Saveta, și apoi o imagine pe care poetul, pictorul Mihai Prebeleță a descoperit-o într-o clipă de inspirație. Aceste imagini se vor îmbogăți, ele vor da naștere altor și altor imagini, la fel cum la un moment dat, fiind secretar literar în teatru din Chișinău, Teatrul Alexandru Sergeevici Pușkin, începând din februarie 1972, și fiind împreună cu trupa de balet a Teatrului de Operă și Balet, noi chiar încercam și reușeam acele spectacole de sinteză. Anume, în teatru, cât m-am aflat aproape 10 ani din activitatea mea, eu în teatru am reușit să mă realizez în totalitatea mea, ca pictor, pictor scenograf, am realizat și scenografii, decorul, costumele, lumina, la un șir de spectacole, atât la Chișinău, cât am avut fericirea să realizez un spectacol împreună cu regizorul Dumitru Fusu, cunoscut și ca actor, în special ca actor, chiar la Tiraspol, pe scena Teatrului de Limbă Rusă, în anul 74, 73, sfârșitul anului 73, începutul anului 74, am mutat pentru prima oară în limba rusă Sânzeana și Pipilea, lui Vasile Alexandri. Iată cum treceam și noi Nistru atunci când cu
ajutorul teatrului, cu ajutorul unui spectacol, noi, e bine, astăzi cineva ar zice că noi românizam Transnistria. Transnistria nu trebuia și nu trebuie românizată. Satele românești care sunt acolo, zeci de sate, ele vor fi întotdeauna în patrimoniul nostru, chiar dacă, să zicem, frontiera adevărată a României se oprește pe Nistru. Noi suntem conștienți că țara noastră, România, este o perlă pe harta Europei, înconjurată ca o centură de diamante, de localități, de sate și chiar orașe românești care nu numai ne-au unit, ne-au și despărțit, dar tot atunci ne-au și oferit șansa pentru a ne uni într-un singur front comun, frontul reîntregirii neamului. Și aceste secvențe pe care le observăm acum, ele chiar ne demonstrează prin detaliile semnificative ale columnei lui Traian, aceste vestigii care sunt expuse într-o altă expoziție în acest Muzeu Național de Istoria României. Iată că, dacă câteva minute în urmă vorbeam despre dacii liberi, pe frontispiciul, chiar la poalele columnei lui Traian, acei daci liberi, acei daci adevărați au fost înveșniciți. Iată că sculptura, pictura, istoria și contemporaneitatea sunt atât de strălucit, îngemănate și chiar încrucișate în clipele vieții noastre, încât este imposibil să fim numai noi, numai cu această expoziție, cu aceste poeme, cu aceste cărți ale noastre fixați acum aici la București. Noi respirăm într-un aer românesc aproape universal. Desigur că s-ar putea interpreta într-un mod straniu această gândirea noastră, dar eu simt totul ce este românesc într-un spațiu anumit de respirație universală. Desigur că eu văd în acest fel și gândirea noastră extraordinar de bogată. Nu întâmplător, România a dat lumii întregi și un Brâncuș, care a devenit fondatorul sculpturii moderne, și un Antioh Cantimir, care a devenit pentru ruși fondatorul literaturii clasice, Rusia, și un Dimitri Cantimir, care a devenit unul dintre înțelepții lumii, și un George Enescu, și un Eminescu, poet care aparține astăzi lumii întregi, fiind tradus în peste 65 de limbi. Nu numai acești iluștri reprezentanți ai culturii noastre sunt nume cu care ne mândrim, dar poate și printre noi astăzi sunt, respiră, gândesc, creează unii români, unii artiști, pe care peste un timp o să-i descoperim pe bolta cerească printre acele stele care luminează întreg pământul și nu numai. Iată cum de la o imagine, de la o serie de lucrări, Mama, Eu și Cosmosul, am ajuns la aceste destenuiri care pentru mine și eu le scot cu greu din străfundurile sufletului, parcă
le smulg cu sânge, cu durere, dar probabil și o anumită vârstă, o anumită experiență la 55 de ani împliniți, poate că am chiar dreptul să mă destăinui și să ofer câteva din experiențele vieții mele, inclusiv din anii mulți de creație, mulți în sensul textelor mele compuse, trăite, înregistrate pe un petic de hârtie când e vorba de versuri sau schițele viitoarelor romane ale pieselor de teatru sau desene din fuga creionului care aveau să devină apoi niște tablouri, niște compoziții întregi. Desigur că eu aproape că nu am avut, deși am vorbit mult despre copilărie, aproape că nu m-am bucurat cu adevărat de copilăria mea, care am povestit, a început chiar în anii de secetă. Aproape că nu am avut tinerețe la Cernăuți, fiindcă începând de la vârsta de 12, 14, 15 ani, eu de acum am intrat în tumultul vieții și eram matur, eram format de acum. Lucram la viitoarele mele cărți, îmi apăram drepturile mele de cetățean, de român, acolo în spațiu sovietic, în un spațiu vitreg pentru mine și pentru toți ceilalți și frați și semeni de-ai mei. Și desigur că în felul acesta eu m-am, nu numai că m-am încadrat, dar am fost aruncat în tumultul, în tumultul acelor ani și m-am deprins chiar până la urmă, luptând, sforțând, învățând să înnot, eu care nu știam să înnot, învățând să lupt, eu care nu știam să lupt, învățând să mă apăr nu numai drepturile cetățenești, dar dreptul de a deveni scriitor, chiar scriitor sovietic, fiindcă în Rusia am devenit, fiind în Rusia, am devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Uniunea Sovietică și tot acolo am fost acceptat și ca pictor, fiindcă una dintre lucrările mele în această expoziție, Miorița, a fost prezentată și la Moscova în cadrul unei expoziții unionale. Aici avem foi grafice, de asemenea alegorice, care la un moment dat pot deveni o copertă sau o pagină de o carte. Ele de asemenea s-au născut și se nasc în serii întregi, în cicluri care îmbogățesc versurile mele. Probabil că sunt părți componente din portretul scriitorului și pictorului Mihai Crețu. Cel puțin așa văd eu activitatea mea creatoare. Am deschideri uneori numai spre grafică și atunci desenez din fuga creionului gras. Aceasta este tehnica, acesta nu este cărbunele. Este un creion gras cu care l-am însușit și cu care am fixat aceste chipuri. Aici este o veronă, este o poveste de dragoste și de moarte sau de o poveste tragică a unei ființe din Basarabia de care s-a îndrăgostit un venetic și care a profanat-o și a adus-o la această stare de tragism. În grafică, desigur că am posibilitate să exprim cu totul deosebit, prin liniile dure, prin aceste umbre, chiar să dau o expresivitate aproape neașteptată și pentru mine ca pictor. În ce sens? Eu și la caracter sunt cam dur, deși sunt în zodia balanței, dar probabil și viața m-a impus să devin foarte dur și uneori mișcările mâinii, dar eu pictez cu sufletul, nu atât cu mâna, devin foarte
foarte tari, foarte nervoase, la fel cum se poate vedea din acest portret. Este un prieten al meu de facultate, este scriitorul, publicistul, omul de teatru, Pavel Pelin, născut la gurile Dunării și, desigur, la gurile Dunării din actuala regiune Odessa. Și de la natură a moștenit un albastru al ochilor de care cel puțin erau îndrăgostite toate fetele de la facultatea de litere de la Chișinău. Și eu am căutat prin aceste, iată, nuanțe de albastru să găsesc o explicație și a acelei culori, dar și a acestui chip foarte interesant și foarte complex. El m-a vizitat la Bahrinești, în Bucovina, când eu eram de acum la Moscova și m-a convins, el fiind inspector al departamentului teatru de la Chișinău al Ministerului Culturii, să las bejeniile mele, să părăsesc Rusia și să mă instalez în calitate de pictor scenograf la teatrul Vasile Alexandrii din Bălți, actualul Teatru Național Vasile Alexandrii din Basarabia. Iată că și el, fiind doar cu un an mai tânăr ca mine, Pavel Pelin, a devenit un personaj, un portret, până la urmă, în creația mea, pe care cu bucurie l-am trecut peste graniță și l-am adus de la Bahrinești la București și iată acum îl prezint. Desigur că aceste chipuri, la fel ca și chipul lui Nicolae Dabija, poetul, redactorul șef al cunoscutei, celebre de acum reviste Literatura și Arta de la Chișinău, un adevărat luptător cu pana și nu numai, a luptat și din cadrul Parlamentului de la Chișinău pentru drepturile românilor din Basarabia, dreptul la grafie latină, la tricolor, la imnul Deșteaptă-te Române. Desigur că primii ani de adevărată înălțare a conștiinței românilor din Basarabia acum puțin s-au potolit, dar probabil că trebuie să trecem și prin această perioadă și chiar faptul că Nicolae Dabija rezistă și în acești ani grei, ultimii ani în care ne aflăm, când la Chișinău se află la putere, au revenit la putere comuniștii care încearcă să lichideze totul ce au cucerit românii noștri acolo, un Dabija rezistă și dă dovadă că asemenea oameni, deci prin exemplu său personal, că asemenea oameni, asemenea români din Basarabia, din Bucovina, nu pot fi striviți nici cu tancurile, nici cu bomba atomică, dacă vine vorba. Noi suntem fermi pe pozițiile noastre și noi știm că procesul reîntregirii neamului s-a declanșat, cel puțin în 88-89, dacă luăm după perioadele de timp, și acest proces nu poate fi stopat, nu poate fi întrerupt de nicio forță de pe acest pământ. Să mor. Acest vers din Miorița avea să mă urmărească, de fapt, pe parcursul întregii vieți. Aproape că era un țipăt de durere de undeva din străfundurile istoriei, istoria neamului. Eu însumi, în copilărie, am păscut miei, apoi oile, am fost și în pădure, nu departe chiar de locul de masacru de la Fântâna Albă, păscând turma, am avut și întâmplări ciudate, neînțelese, am părăsit turma, am fugit acasă, din nou câteva pagini din romanul meu, Împânzirea Curcubeului. Dar până la urmă am fost orientat cu ochiul, cu sufletul, cu celulele mele, cu inspirația și fantezia mea să compun o pânză pe care se concentrau, aveau să se concentreze aproape toate imaginile care îmi mistuiau sufletul, care mă trezeau din somn,
care mă îndemânau să le fixez, să le zugrăvesc pe un perete, poate precum zugrăveau meșterii unii rămași anonimi zidurile de la Voroneț, de la alte mănăstiri din Bucovina noastră. Ziduri pe care eu nu le văzusem încă, doar din imagine. Atunci când am purces la această lucrare, care într-un fel încununează, încheie ciclul folcloric al pânzelor mele, Miorița parcă a devenit ideea de zi și de noapte, ideea supremă a vieții mele. Chiar atunci la Chișinău, la finele anului 70, eram atât de hăituit de această idee, într-adevăr hăituit, încât eu parcă mă întrebam în fiecare clipă, dacă nu voi reuși să pictez această pânză, voi mai avea dreptul să trăiesc mai departe sau nu? În felul acesta, Miorița a devenit chiar viața mea și eu, îndrăgostit de această mioară, de această fecioară pe care în ochii mei, în imaginația mea, o vedeam într-adevăr ca pe o fecioară, ca pe acea mireasă cu care nu a reușit să se cunune, cu care nu a reușit să se cunune baciul cel moldovean, după cum urmează din subiectul prea frumoasei balade. Și toate, până la urmă, liniile de subiect erau suspendate în imaginația mea prin acel vers și de a fi să mor. Cumpăna, iată de unde, iată și de unde vine chiar denumirea, o nuanță cel puțin, denumirea expoziției mele. Această cumpănă care era aruncată peste un hău, acest miracol al vieții și al morții, acest gest al autorului anonim, probabil și la sigur autorul anonim este chiar poporul român acestei balade, care a adunat într-un singur torent, într-un singur râu, toate bogățiile, toate salvele, toate piesele unei salve de la gâtul unei fecioare care avea să devină